N-am mai completat de mult un monument, așa că astăzi a venit momentul să mă mai ocup de câteva. Acestea fiind spuse, bine v-ați oameni faini la un nou episod din seria noastră de Captive Minecraft Hardcore. Și că tot ziceam de completat monumente, am demers până la spawnerul de jos. Am nevoie de două enchanturi foarte importante, pe sabie looting 3 și pe lopată seal touch sau eventual pe un târnăcop, dar merge mai bine pe lopată. Looting 3 pentru a face rost de mai multe capete și seal touch pentru a lua niște blocuri de gres. Hai să facem și noi o lopățică de diamant pe care o voi enchanta eficiență 4 simplu. Aoleo, hai da zi, acum Fortune 3 și pe sabie, am aruncat sabia, nu? Hai bre, înapoi un pic, hai să vedem dacă zice looting sau nu zice, nu, Bane of Arthropods. Ae, fac level și dade, primesc până la urmă silta, ce zice Fortune, dar nu mă ajută Fortune-ul ăsta. O da norocul peste mine, am dat pe eficiență 4 și pe lângă am primit Unbreaking 3 și silta. Ăla-i exact ce am nevoie, pe voi vă las acolo și acum încă 5 minute de cățărat până sus de tot. Am venit până sus pentru că am nevoie de un stack de gres blocuri și din partea asta le pot lua foarte repede. 32 de bucăți, cred că dacă mai iau câteva de aici ar trebui să îmi ajungă. Bine, m-am apucat de făcut terraforming direct, ce să mai... Hai, aproape un stack, gata, 63, ajung, nu pot zice că îmi trebuie mai multe pentru că dacă iau din partea asta bone meal și cobor iar în acel deep dark, voi putea face rost de niște floricele roșii, chiar și gri, numai că am depus blocurile de gres în partea asta. Ar trebui să ajungă și acum, hai da, ia uite, una galbenă, bine, asta nu mă mai ajută acum, dar uite, prima floricică roșie, iar asta ar trebui să-mi dea light gray, ăla-i, numai că am de stat destul de mult pe aici și eventual mergea o mini fermă din asta automată. Dacă mai stăteam să adun și fensuri și alte chestii, dar cred că merge așa de moment, pentru că nici n-am nevoie de prea multe floricele. Am ajuns la ultimele două bucăți de bone meal și din păcate nu am destul colorant roșu pentru ceea ce vreau să fac. Momentan am destul colorant cât să fac 12 bucăți de purpuriu, adică de mov, așa, dăm aici încă 6 ca să fac albastru și am 12 mov, gata, 12 purple dye, foarte bine, acum iar sus, jos, sus, jos, în continuu pe aici. Totuși vreau să fac o oprire în acest Lush Cave pentru că ultima dată am găsit aici lângă o bucată de Jungle Wood. Acum am găsit în partea asta pentru că am zis, domnule, să mă mai uit și eu puțin, cine știe dacă mai am puțin noroc și uite că am avut, am 3 jungle loguri cu ăsta, însă nu știu exact unde e al patrulea, au fost unul aici, a fost unul în partea asta la altă și celălalt mai sus puțin mă aștepta acolo cu niște coco beans. Deci astea sunt 3 și al patrulea oare unde poate să fie? Până la urmă o să-l găsesc pe al patrulea, nu-i problemă, dar momentan ce mă interesează îi să golesc puțin inventarul, mamă, un steak și 21 de bucăți de dandelion. Asta da, am adunat o grămadă și ce vreau să iau din partea asta, niște teracotă, o rezolv pe toată, 12 bucăți și 12 bucăți de light gray terracotta. Dă aici, hai, 3 bucăți de purple și 3 bucăți de light gray. Astăzi facem de început încă 2 monumente. Ăsta purpuriu îi aici, da? Deci pe mov, 1, 2, 3. Gata, monument complet! Și sus, oare ce-mi dă la mov? Hai să aflăm. Deci movul zice... că îmi dă, oleo, chorus flower, shulker shell and stone, nice, asta îmi place, le arunc, nici nu mai am pe unde să le pun la câte am pe aici, va trebui să fac o căsuță, și la gri,
cred că o să primesc niște lupi. Hai să facem pariurile. Eu mă duc pe lupi. Acum vedem când ajungem în partea asta. Aici era light grey, nu? Da, light grey glazed terracotta. Hai, una, două, trei și am plecat. Închide pe acolo. Ar trebui să-i dau și la un cartof. Parcă nu i-am dat să fac advancement-ul și un tort. Da, să nu-i de ălei. Să le dau tort. Ouăleo, stai așa, capră! Capră, bagă-le acolo și du-te tu dincolo, stai așa. Gata, nu? Aoleu, ați intrat ambele în același F3B. Trebuie să te nimeresc și nu, gata, nu intra. Cum să le fac pe astea? Bun, a intrat ăla și acum pe tine trebuie să te... Aoleo, de ce faceți din astea? Uite că ai ieșit. Așa, hai, intră înăuntru. Bă, pe bune, pe bune. Stai așa, deci trebuie să te pun pe tine acolo. Hai, bă, unde fugi, mă? Ai intrat, da, ai intrat acolo. Și acum tu vei intra aici. Ăla, advancement made. Am făcut advancement-ul ăla foarte șmecher cu caprele. Și astea sar, asta e problema cu ele. Că mai sar și atunci trebuie să le fac o groapă destul de adâncă în care să le pun și să le înmulțesc. Oricum, momentan nu o să mă ocup de capre pentru că am alte lucruri mai importante, cum ar fi să mai prăjesc niște teracotă, deoarece am acel monument magenta de făcut. Și că tot sunt la capitolul monumente, în Mineshaft, din ce mi-ați spus voi în comentarii, ar trebui să găsesc pe la nivelul 122 spruce, însă nu l-am găsit încă, deci hai la căutat. Hai că era fix lângă ochii mei sprusul ăsta, trebuia doar să cobor pe aici și atunci îmi tot fac o scăriță, așa, până în zona asta. Atât am rezolvat, să închid pe aici, cât de cât, pentru a ști că din partea... din partea aia vin, stai, să închidem invers. Vai, da, mă bate de multe ori să mă plimb prin mineshaft-urile astea. Și acum, hai, jos cu mine și cu grijă, cu atenție. Ia uite-i, mă, doi în partea aia, dar vreau să iau emeralde. Am trei bucăți până acum și trebuie să fiu foarte atent pe aici. Ia uite-i cum stau. Și să nu stric cumva, că îi o grămadă de sprus pe acolo și n-aș vrea să rămân fără el. Așa că mergem pe aici, stânga-dreapta, închidem în zona asta. Aoleo, ce acolo? Cave Spider închide de tot în zona aia. Și acum în părțile astea nici n-am blocuri la mine. Dar să rezolv acum, am închis și acolo. Bun. Îmi trebuie sprus din partea aia. Hai să te închidem și pe tine. Mai dăm niște cobblestone. Păi exact când n-am nevoie, am o tonă de blocuri la mine. Și când îmi trebuie, n-am niciunul. Deci e groaznic când se întâmplă chestia asta. Dar aia e acum. Băi, uite cât ies. Uite-i cât ies. Dacă aș avea și să trag în ei cu niște săgeți, ar fi extraordinar, dar n-am. Chiar ăul, uite care ăla. Uite care ăla să tragă în mine. Bun, gata, te-am rezolvat. Și e cineva în partea asta? Da, e cineva în partea asta. L-am rezolvat, nu mai e nimeni în partea aia. Bun, îmi trebuie 4 bucăți de sprus. Cum le iau? Cum le iau fără să mă iau ăștia la bătaie, întrebarea. Oricum e foarte mult sprus pe aici. Nu mă ajută momentan ăsta. Hai că fac o scăriță. Și atunci nici nu știu cum să le iau. Hai bre încoace. Hai bre la bătaie, da? Hai da. Dă-te retragerea. Bun, îți dăm de aici. Nu știe să vină și l-am bătut. Bun, acum una, două și coborârea. 3, 4, ia-le pe toate și am plecat de aici. Nu mai stau, m-a speriat și de ălaiul meu. Atât, pe unde era? Pe aici, nu? Sau prin care parte? Bă, pe unde era ieșirea aia? Pe aici, cred. Așa, fix lângă mine era. Pe bune, dacă mă uitam puțin mai jos, găseam ieșirea. Asta este, găseam sprusul, pardon. A, e, măcar închidem pe aici un pic. O rămas să-l ai blocat, ghinion șeful. Îmi pare rău, n-am ce să-ți fac. Important e că am făcut rost de aceste 3 bucăți de spruce wood.
pe care le voi folosi pentru a face rost de unde îi în partea aia, pentru a face rost de un sapling de sprus. Așa că exact aici pe stânga sprusul, hai că l-am nimerit foarte bine, și una, două, trei, monument complet, hai cu sprus saplingurile, că data viitoare vreau să construiesc o căsuță ca lumea. Nu de alta, da, acum am sprus, mă pot distra și te plantez aici. Altceva mai am, nu știu, undeva trebuie să am lemn alb. N-am lăsat pe aici sapling-ul? L-am aruncat prin părțile astea? Hai mă, pe bune, a, uite, așa, sapling-urile să le pun aici. Și mai este acacia într-un loc, îi în stronghold-ul de jos la fântână, însă n-are sens să mă duc după el, dar are sens să merg într-un alt loc. Am coborât până la 97, după am săpat puțin spre nord, apoi spre est și am ajuns la această structură secretă, în interiorul căreia se află o grămadă de spawnere. Ia uită-te la ei, cum vin să mă ia la bătaie. Deci, aici de început se găsește un spawner de... ce se ia, spăianjen, și după îi unul de creeper. Trebuie să stau puțin mai departe și nu spawnerele contează momentan, ci cuferele, pentru că se ascunde un cufăr în partea aceea și mai găsim încă un cufăr aici pe stânga. Ia uite-i mă cum se spawnează. Bun, acum am de coborât și dacă merg pe aici, da, ar trebui să fie ok, pentru că doar la nivelul la care am mers, la 97, se găsește un drum, în rest e pur și simplu zid. Și ieșim bine aici? Da, ieșim chiar foarte bine, numai că trebuie să dau de cufărul ăla. Am făcut câte un tunel către fiecare cufăr și asta se află în primul. Dă-mi aici iron ingoturi, beetroot seeds, în sfârșit! Ia uite că puteam face rost mult mai ușor de niște colorant roșu. Ață nu-mi trebuie, Feather Falling 3, dă-i că merge. Și sunt foarte curios de celălalt cufăr pe care l-am găsit în partea asta. Și dacă mă uit în el, opa, Vex Armor Trim, ăla-i, dar ce pot lăsa de aici? Nu știu, las cobblestone, nu mai dăm niște oase și două bucăți de aur nu-mi trebuie momentan. Aș vrea să iau acest disc. Bun, las torțele în locul discului și cam atâta mă interesează de aici. Sincer, nu aș face acele spawnere, nu mă ajută cu nimic ața. Pentru că am oi, pot face o fermă de lână și, nu știu, spawnul ăla de creeper, îi cu dus și întors. Ce se află totuși mai departe? Următorul spawner îi de zombie ăla din capăt și ăsta e de scheleți. Ah, deci ai păianjeni, creeperi, scheleți și zombie. Interesant. Iar ca și cufere am unul în partea aia și încă n-am ajuns la cel de acolo. Totuși, o să pun coordonatele pe ecran, puteți face un screenshot sau să le notați în cazul în care vă jucați pe hartă. Și acum, hai, sus de tot cu mine ca să pun acel armor trim. Trimul de Vex cred că ar merge cel mai bine pe cască, așa că o să pun un ametist shard pe el și ia uite ce tare arată cu aceste sprâncene mov, îmi place super mult. Și acum, beetroot seeds, da? Ce pot face cu aceste ridic? Te pun pe tine aici și îmi trebuie niște bone meal, gata, ia uite, colorant roșu și mai pun încă una pentru a face rost de cea de-a doua ridiche. Am 6 bucăți, îmi mai trebuie încă 3 de colorant albastru. Unde sunteți? Da, uite, în partea asta 3 și în partea asta 6 bucăți de roz. Și acum, teoretic, dacă le pun pe toate 3, îmi dă magenta. Ia uite, că nici nu trebuia atât, îmi trebuia numai 4 din fiecare, dar mă rog, asta este. Lasă colorantul, pe unde mai e spațiu, că nu mai am spațiu pe aici. Vai, câte chestii am. Clar, trebuie să-mi fac o căsuță. Beetroot seeds pe astea, unde le mai arunc? Aruncă-le pe acolo. Așa, am 12 magenta, sparg aceste furnesuri și pot face cel de-al treilea
monument de astăzi. Lasă teracota acolo sus și hai să mergem, sunt foarte curios ce-mi dă la magenta. Și ăsta unde? A, uite, era acolo jos magenta și termin cu monument. A, nu, mai trebuie ăla de culoare închisă. Eu care deja mă bucuram că termin toate monumentele de jos, dar nu, nu a fost să fie. Asta este. Hai mă, iară vii după mine? Lasă că-ți fac un tort imediat. Numai să mă uit rapid peste rețetă. Niciodată n-aș știu cum să faci un tort. Și ce primesc aici? Primesc Lingering Potion of Regeneration. Și le-am mutat și mi-a umplut inventarul. Aoleo, pe bune, pe bune că mi-a dat regeneration. M-am gândit atâta pentru regeneration. Ce fac cu ele? Nu înțeleg, pe bune, nu înțeleg ce pot face cu atâtea. Dar mă rog, poate e o schemă din asta pe care nu înțeleg eu, că nu-s destul de inteligent. Ok, lasă chestiile astea. Cum făceam tortul ăla? Am tot ce-mi trebuie dacă golesc aceste trei găleți. Gata, le-am rezolvat și hai să craftez primul tort de la aici. Sper să fie ceea ce trebuie. Opa, advancement de lai. Ok, deci am făcut un advancement pentru că am craftat un tort. Să fie primit, hai, ia totul înapoi și să pun bucățile de gres în afară de ăsta, când ăla... Până la a fost lava. A, e? Bun, avem tort. Îmi trebuie un diamant și o bucăți de lemn. Ia dăm tu din partea asta. Așa, un diamant de aici. Și ar trebui să pot crafta foarte ușor un jukebox. Ia, mi-am făcut un cufăr, bravo! Am făcut și eu cufărul să fie primit. Îl pun acolo. Și acum, dacă pun în centru diamantul, îmi dă jukebox-ul. Deci... Întrebarea este în felul următor. Unde fugi, bă? Aici. Aici că trebuie să discutăm. Deci te pun pe tine, pun muzică și hai să-ți dau un tort în mână. Bre, hai să-ți dau tortul. Aoleo, ce faci, mă, acolo? Hai mai aproape. Hai mai aproape să-ți dau tortul. Sau nu pot să... Dă-mi ăla și-ți dau tortul. Gata. Cântă. Așa? Nu așa era. Trebuie să pun tortul pe jos. Dă-l, bre, înapoi. Gata. Hai, dansează pe lângă tort. Bre, dansează pe lângă tort. Ce faci? Hai înapoi. Deci cum era? Trebuie să-i mai dau și la asta un tort în mână? Am găsit care era problema. Deci îmi trebuie redstone și îmi trebuie 4 bucăți de lemn. Aparent e un note block, nu e un jukebox. Nu știu de ce am ținut eu minte că trebuie să fie un jukebox. Acum, ce mă interesează îi să... Bă, unde ești? Ești aici? Gata. Foarte bine. Te pun aici, îți arunc un tort, mai dau o dată pe ăsta și acum mi l-o aruncat. Birthday song, superb, heaven a light drop a cake at a note block. Mulțumesc, să fie primit, gata, mă duc și îl pun în partea asta note block-ul. Tortul ăla rămâne acolo. Nu înțeleg de ce nu poți lua tortul cu silta, ce era o chestie chiar foarte șmecheră. Și acum îmi mai trebuie astea două cufere, nu de alta, dar am prea multe lucruri în inventar. Am mai golit puțin inventarul și vreau să craftez un spyglass, deoarece este momentul să mai fac o excursie în Nether, unde voi bate câțiva Wither Skeleton, pentru a face rost de celelalte două capete și între timp, dacă apare vreun guest pe aici, ar trebui să mă uit la el prin acest spyglass. Am stat atât de mult în acest Nether Fortress fără să apară nimic, încât m-am gândit să remodelez puțin zona, așa că iau din partea asta niște bricuri și mai măresc locul ăsta. Aud ceva guest din partea asta și sper să fie exact aici cum ies. Ia uită-te la el! Bravo, bă, băiatule! Parrots! A apărut! Bă, fugi, fugi că a apărut! A apărut ceea ce mă interesează. Închide acolo și am demers în overworld. Totuși mi-e frică pentru că n-am tare văzut niciun Wither Skeleton. Deci s-ar putea să se fi spawnat aici și să fie după portal. Nu, nu mă bate nimeni, totul e ok. Dar Parrots? Bă, ci că s-o sumuna Parrots, dar nu-i văd. F3B. Unde îs?
Summoned new parrots. Păi și pe lângă mine s-o spawnat? Sau aici? Normal în partea asta, cred, nu? Ok, mă trolează jocul, sunt înapoi în Nether, hai că mă uit acolo. Am zis să ies de pe hartă și să mă reconectez că poate aia e problema, dar nu, nu e nimic prin partea aia, nu e nimic pe aici, nici măcar în Nether nu a apărut vreun papagal, așa că m-a trolat jocul și din păcate acest advancement care, ia uite, trebuie să mă uit la Ender Dragon, ăsta îl pot face, dar nu-l pot face pe ăsta. Look at a parrot through a spyglass. Așa că un advancement în minus, din păcate. Așa că, hai, în căutare de Wither Skeleton, pentru că Wither-ul ăla nu se spawnează singur.